Trei vulturi făceau bungee jumping. Sare unul de pe stâncă, cade vreo 100 de metri și cu 5 metri înainte de sol deschide aripile. Sare al doilea, sare al treilea. La un moment dat, unul zice: "Mamă, ce cool a fost! Hai să mai sărim o dată!" Sus apare ursul. "Băi, ce faceți voi aici?" "Bungee jumping." "Ah, vreau și eu." "Păi hai, sari!" Sare ursul odată cu vulturii și după vreo 50 de metri un vultur îl întreabă pe urs: "Bă, dar tu ai aripi?" "Nu, n-am." "Mamă, ce cool e ursul!" Un român se întâlnește cu un american. Americanul zice: "Eu câștig în America 5.000 de dolari pe lună, din care mă costă 4.000 masa și casa. Ce fac cu restul de 1.000 de dolari nu interesează pe nimeni. Suntem într-o țară democratică." "Eu câștig în România 1.000 de lei pe lună și mă costă masa și casa 1.500. De unde iau diferența de 500 de lei nu interesează pe nimeni. Suntem într-o țară democratică." Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă și îl întreabă: "Domnule, dumneavoastră ați cerut ceva de Beethoven?" "Nu, eu am cerut doar pui cu smântână." Doi studenți stau de vorbă. "Auzi, tu după sex faci baie?" Da, bineînțeles." "Atunci ai nevoie de sex urgent." Într-o localitate oltenească se demola o clădire. Un trecător dintr-o localitate învecinată tocmai se nimeri pe acolo și îl întrebă pe un om de prin partea locului: "Auzi, bate, dar ce fu aici?" "Păi aici fu un bar, fu bere, fu vin." "Păi și ce mai fu?" "Futărie." Generalul vede un soldat în post cu o umbrelă deasupra capului. "În toată viața mea nu am văzut niciodată un soldat care s-ar teme de ploaie." "Nici eu nu mă tem, domnule general. Am umbrelă." Stăpânul unui cal de curse nu era satisfăcut de rezultatele ultimului tur. El strigă supărat către jochei: "Ce mă, nu te puteai mișca și tu mai repede?" "Puteam, dar regulile interzic să te cobor de pe cal." M-am dus la poliție și am raportat că un nenorocit cu o mască m-a tăiat cu cuțitul și mi-a luat toți banii. Ce mi-a răspuns polițaiul? "Îmi pare rău, domnule, dar nu putem aresta un medic chirurg." Într-un magazin de articole sportive, un domn întreabă: "Bună ziua, aveți schiuri și bocanci de schiuri mărimea 56?" "Ce mărime?" "56." "Dar pentru ce vă mai trebuie schiuri?" Un tip ce se întorcea de la fotbal este întrebat: "Domnule, care e scorul la meci?" "2-0." "Pentru cine 2?" "Pentru nimeni. În dreapta 0 și în stânga 0. Doctorul întreabă pacientul: "Suferiți cumva de vise erotice?" "Nu sufăr, doamnă doctor. Chiar îmi fac plăcere." Dacă ești supărat și crezi că viața e nedreaptă, dacă se preconizează o zi de tot rahatul și dacă de la prima oră ai semne că îți va merge prost, stai o clipă și gândește-te că undeva în lumea asta un om înjură, blesteamă și împinge cu putere o ușă pe care scrie "Trage".
Mirela voia să se urce în avion cu un pui de găină mic, galben și piuitor, ca să-l aducă cadou lui Bulișor. Stewardeza cea urâtă și bătrâna taromului zice: Domnule, nu aveți voie cu animale în avion! Se întoarce bulă în aeroport, se duce la WC-ul, pune puișorul în chiloț și urcă liber în avion. Locul lui era lângă o călugăriță tânără și frumoasă. De atât a uitat la bulanele ei, a dormit bulă visând la ea. Deodată, puișorul iese din chiloții lui bulă, scoate capul prin șlițul pantalonilor și începe să piuie. Călugărița speriată începe să-l zgâlție pe bulă. Scoală, domnule, scoală repede! Speriat, bulă a tresărit uitându-se în toate direcțiile. Ce? Unde? Ce s-a întâmplat? Domnule, nu am deloc experiență în problemele astea, dar am impresia că vi s-a spart un ou. La maternitate, în sala de așteptare, trei bărbați stau cu sufletul la gură. Iese moașa și îl felicită pe primul. Felicitări, aveți gemeni! Doamne, ce coincidență! Eu chiar lucrez la Minnesota Twins! După o oră iese aceeași femeie și îi spune celui de-al doilea tătic: Incredibil, domnule! Aveți tripleți! Nu pot să cred, ce coincidență! Eu chiar lucrez la 3M Company! Al treilea leșină. Ce s-a întâmplat? Întreabă moașa. El lucrează la 7-Up! Faci din punct de vedere legal dacă mergi noaptea pe un drum împădurit pe o parte și pe alta și vezi un spânzurat în copac? Te dai jos și îți reglezi farurile, că îți bat prea sus. Cum recunoști mirele la o nuntă de moldoveni? Are cel mai mișto training. Rabina a slujit la templu timp de 20 de ani. Ca să-l răsplătească, comunitatea îl trimite într-o excursie în Hawaii. Când ajunge în camera de hotel, o tânără foarte frumoasă și goală stătea întinsă în pat. Revoltat, pune mâna pe telefon și sună acasă. N-aveți pic de respect pentru poziția mea? Sunt rabin! Asta e o dovadă crasă de nesimțire și lipsă de respect. Auzind acestea, tânăra rușinată începe să se îmbrace. După ce a terminat de vorbi la telefon, rabinul îi se adresează. Tu unde crezi că pleci? Nu pe tine sunt supărat. O blondă apetisantă citea o carte în parc pe bancă. Bulă se apropie de ea cu gând să o agațe. Ce carte citiți aici, doamnă? Teoria amorului. Aici scrie că cei mai virili bărbați sunt evreii și indienii. Atunci, doamnă, dați-mi voie să mă prezint. Itzik Vinetu este numele meu. Copiii stăteau la rând pentru a servi prânzul în cantina unei școli gimnaziale catolice. Pe un colț al mesei era o grămadă mare de mere. Măicuțele lipiseră pe tava cu merele un bilet pe care scria: Ia doar unul, Dumnezeu te supraveghează! Puțin mai în față, la capătul celălalt al mesei, se afla o grămadă mare de prăjituri cu ciocolată. Unul dintre copii a scris un bilet: Ia câte vrei, Dumnezeu supraveghează merele! În pădure se deschide un supermarket. Toate animalele se așează la coadă. Lupul, vulpea și ursul ajung mai la urmă. Deodată apare iepurele și vrea să treacă de urs, care era ultimul. Ursul supărat îl ia pe iepure la bătaie. În cele din urmă, iepurele scapă și vrea să treacă mai departe, dar dă de vulpe, care, supărată că iepurele vrea să o ia înaintea ei, îl ia la bătaie. Iepurele scapă și de vulpe și ambiționat vrea să treacă și mai în față, dar dă de lup, care vrea și el să-l ia la bătaie. Atunci iepurele, supărat și învinețit, se ridică și începe să strige: Să mor eu dacă mai deschid magazinul azi! Alinuța și cu prietenul ei, amândoi timizi, stăteau pe o bancă în parc, pe înserat. La un moment dat, el îi spune: Alinuța, vrei să facem dragoste? Știi, n-aș fi vrut,
dar mai convins. Un director pleacă cu secretara într-o delegație. Ajunși la hotel pentru a scuti bani la cazare, cere o cameră cu un pat. Se cazează și după ce rămân singuri în cameră, îi spune secretarei: Doamnă, eu pentru că sunt bărbat, voi dormi pe jos. Dumneavoastră, vă rog, veți dormi în pat. Vai, domnule director, se poate? Păi suntem oameni maturi. Cum se poate să dormiți pe jos? Vom dormi în același pat. Bine, dar sunteți sigură că nu vă deranjează? Nu, dar să știți că eu dorm goală. În prima seară, directorul a nădușit. A doua la fel, a treia la fel, dar nu a făcut nimic, abținându-se din răzputeri. Au plecat acasă fără a se întâmpla nimic între ei și primul lucru pe care l-a făcut directorul când a ajuns acasă a fost să se ducă la psiholog. Doamnă psiholog, uitați, așa s-a întâmplat. Și îi povestește tot și după aceea cere un tratament pentru a se liniști. După ce l-a ascultat atent, psihologul îi spune: Vă duceți acasă și beți 6 găleți cu apă. Da, da, doamnă, am înțeles, dar are vreun efect? Mă vindec? Nu știu, domnule, dar atât bea un bou. Doi ardeleni stau de vorbă la o pălincă. La un moment dat, unul zice: Auzi, mă, dacă i-aș trage o nevastă ta, ce înseamnă că am fi? Cumnați, cuscri, rughe sau ce? La care celălalt stă jumătate de minut pe gânduri și apoi răspunde: Mă, eu cred că am fi chit. Un canibal la o morgă. Bună ziua, vreau și eu un om. Administratorul spune îngrozit: Vai, domnule, nu se poate așa ceva. Vă rog, vin dintr-o călătorie obositoare, măcar o mână. Nu se poate, domnule, oamenii vin, iau morții, îi îngroapă sau îi incinerează. Atunci dați-mi și mie niște cenușă, să-mi fac măcar un nes. Un ardelean vine la bar. 200 de vodcă în două pahare. Barmanul îl întreabă: De ce în două pahare? Că ești singur? Am un prieten plecat în Irak și m-au pus să beau pentru el. A doua zi la fel, a treia zi la fel și tot așa până într-o zi, când vine și cere 100 de vodcă într-un pahar. Barmanul mirat îl întreabă: Dar ce, Doamne ferește, ți-o fi murit prietenul? Nu, dar m-au lăsat eu de băutură. Nevasta unui ardelean vrea să dea divorț. Ajunși în fața judecătorului, ea spune: De 10 ani suntem căsătoriți, domnule judecător, și încă nu am făcut dragoste. Judecătorul mirat îl întreabă pe ardelean: Bă, tu ori nu vrei, ori nu poți, ori nu știi. Ardeleanul răspunde: De putut pot, de vrut vreau și de știut știu, dar nu văd de ce atâta grabă. Gheorghe și Văsălie stau pe prispa casei. După deal, la orizont apare un deltaplan. Văsălie îi zice lui Gheorghe: Ia uite, mă, ce păsăroi pe cer, ăsta ne mănâncă oile. Lasă-mă, Gheo, că-l aranjez eu. Văsălie ia pușca și trage un foc. Ai nimerit-o, mă? Nu știu, mă, Gheo, dar văd că la om i-o dat drumul. Ardelean vine la bar. 200 de vodcă în două pahare. Barmanul îl întreabă: De ce în două pahare? Că ești singur? Am un prieten plecat în Irak și m-au pus să beau pentru el. A doua zi la fel, a treia zi la fel și tot așa până într-o zi, când vine și cere 100 de vodcă într-un pahar. Barmanul mirat îl întreabă: Dar ce, Doamne ferește, ți-o fi murit prietenul? Nu, dar m-au lăsat eu de băutură. Ardelean este oprit de un polițist care îi spune: Domnule, vă rog, dați-mi numele și prenumele. Nu ai nebunit! Și pe urmă cum să mă mai numesc?
Exact ca în balada populară Miorița, pe un imaș își pășteau oile trei ciobănei cu trei turme de miei. Unul moldovean, unul vrâncean și altul ungurean. Stăteau ei rezemați în bâte și discutau teme majore ale civilizației mondiale. Vine vorba de limbi străine. Baciul moldovean zice: părerea mea este că cea mai grea limbă este limba engleză, băi. Uite un exemplu. Ei scriu Shakespeare și citesc Shakespeare. Aiurea! Cea mai grea limbă este franceza. Ei scriu Baudelaire și citesc Baudelaire. Baciul ungurean nu se rabdă și sare și el. Cum poate la voi se vorbește așa? Voi ce fel de românești? Cel mai greu limba este românește. În românește se scrie Cabana Valea Mureșului, dar se citește Keșcheme Domo Coșpolvon. O tipă frumoasă, blondă și extrem de apetisantă avea o papagaliță care o imita mai mereu. Când ajunge acasă, ea obișnuiește să se așeze în fața oglinzii și să spună: sunt frumoasă, sexy și îmi place să mă frec. Papagalița la fel repetă după ea: toate bune. Într-o zi vine un preot în vizită. Vai, dar ce papagal frumos aveți! După care papagalița începe: sunt frumoasă, sexy și îmi place să mă frec. Preotul oripilat spune: vai, dar cum se poate una ca asta? Eu am acasă doi papagali care citesc din Biblie și se roagă toată ziua. Dă-mi papagalița mie 2-3 zile să o reeduc. Zis și făcut. Ajunge papagalița în mijlocul papagalilor preotului și începe cum era învățată: sunt frumoasă, sexy și îmi place să mă frec. La care unul din papagali zice: vezi, băi, în pana mea, că nu ne-am rugat degeaba. Un bețiv noaptea s-a rătăcit într-un cimitir. Merge el ce merge bălăbănindu-se și zduf! Cade grămadă într-un mormânt proaspăt săpat. Se trezește din buimăceală și începe să strige: ajutor! Ajutor! Nimic, nimeni prin preajmă. Mai stă ce mai stă și începe iar: ajutor! După câteva ore, normal, i s-a făcut frig tipului. Alo! Ajutor! Mi-e frig! După nici un minut apare groparul cu o lopată în mână și începe să toarne pământ peste el. Păi ce vrei, băi, băiatule, dacă te-ai dezvelit? Doi nemți discută într-un showroom. Ah, was ist das? Dacia Duster? Duster, ia! Românească, nu? Ia, ia, românească! Bună, nu? Garda înaltă, cauciucuri groase... Ia, ia! Mă, ce ți-e și cu românii ăștia? Ar face orice numai să nu-și repare drumurile. La un WC public, un inspector de la primărie așteaptă să iasă ocupantul. Se deschide ușa, inspectorul se uită repede și zice celui care abia ieșise: cu ce te-ai șters? Cu ziarul acela. Deci te-ai șters cu ziarul partidului. Amendă! Și să zici mersi că nu te duci la sector. La cabina a doua se aude ușa și iese ocupantul, care auzise discuția. Inspectorul se uită în sus, în jos și îi spune: bravo, cetățene! Te-ai șters pe pereți, pe bunul poporului. Amendă! Cel din cabina a trei stă, stă și iar stă. Inspectorul bate la ușă. Ocupat! Stă, stă, stă în continuare. Ce tot faci acolo, cetățene? Păi, ce să fac? Stau să mă usuc. La piață, Ion vinde un cocoș. Se apropie un cumpărător. Cât cer pe el? 300.000, domniță. Dar găinile le calcă? Calcă găinii, rațe, gâște, curci și câinele și porcul. Păi și de ce-l vinzi? Păi, de la o vreme să cam uită lung și la mine, domniță. În supermarket o femeie face cumpărături. Alege lapte, ouă, portocale, cafea, salată și costiță. La casă un tip beat din spatele ei se uită la produse și spune: domniță, tu ești mai mult ca sigur singură. Femeia contrariată îi spune: ai perfectă dreptate, sunt singură, dar de unde ți-ai dat seama?
Pentru că ești urâtă.